ziua! Mă numesc Dragoș Stoian și speciul meu de azi se numește și una și alta. Mai de mult un prieten mi-a spus că el nu crede că într-o relație, ca bărbat, poți să fii și vulnerabil, să te exprimi, să spui ceea ce simți și să fii în același timp și masculin. Și din această cauză, concluzia lui a fost că trebuie să alegi una sau cealaltă și că dacă o să fii vulnerabil, o să pierzi atracția partenerii. Pentru că și mai multe motive mele povestit. Și eu am zis, băi, da, să știi că pare adevărat. Mai ales că aveam foarte multe dovezi. Spre exemplu, am primit un PowerPoint de acela fanii pe care mi-am primit femei în stăza serviciu, care spunea așa, era pentru femei. Și zicea că persoana care scrisese, zicea că mama i-a spus să găsească un bărbat care este sensibil, un bărbat care este puternic, un bărbat care este foarte bun la pat, un bărbat care știe să exprime, un bărbat care poate să plângă, un bărbat vulnerabil, un bărbat cu bani, și cu condiția ca toți acei bărbați să nu se cunoască între ei. Și am zis, da, ok, adică este o sursă foarte bună. Plus că am văzut foarte multe reclame în care tot așa bărbații erau prezentați vulnerabili și femeile nu mai erau atrase. Și am auzit și m-am dus prieteni care spuneau lucrurile astea. Așa că pentru mine a fost suficient să cred lucrul acesta. Ați mai auzit această mentalitate că nu pot și una și alta? Nu pot să fiu și bogat și cinstit, spre exemplu? Sau nu se poate să faci și ceva care îți place foarte mult și să și câștigi banii asta? Sau nu se poate să ai succes în carieră sau în afaceri și să ai și timp liber? Pentru că dacă ai succes, înseamnă că muncești toată ziua. Corect? Americanii au și o vorbă. You cannot have the cake and eat it. Nu poți să ai și prăjitura să o și mănânci. Există o vorbă și în limba română, dar nu o să o spun pentru că este opțional. Trebuie să vă gândiți. Să te răcurai. Așa? Și este interesant că de multe ori începem să credem aceste lucruri. Pentru că mi se par niște adevăr de necontestat. Ok, am înțeles că, să zicem, dacă o persoană a avut o experiență neplăcută, sau poate chiar traumatizată, este de înțeles ca după aceea să generalizeze și să nu mai vrea să fie rănită. Dar este amuzant și absurd în același timp că de multe ori noi luăm aceste idei din presă, de la părinți, de la prieteni, și din PowerPoint-uri primite pe e-mail. Pentru că se strâng. Acestea se strâng. Este ca o himnoză, dacă vreți. Și o să vă spun din experiența mea, spre exemplu. Eu aveam o idee față de căsătorie. Eu credeam că nu poți să fii și căsătorit și fericit. Însă, ok. O relație funcționează. Poți să fii fericit într-o relație. Dar nu în căsătorie. Nu poți să ai și una și alta. Problema e că eu vreau să am copii. Și de aceea aveam o dilemă. Și l-am întrebat pe un prieten de-al meu, care este un pic mai înțelept. Ajută-mă, te rog, uite, am dilema asta. Vreau să am copii, vreau să am o relație fericită. Dar nu poți să ai asta și să fii și căsătorit. Nu poți și așa. Și ce m-a uimit a fost faptul că el nu mi-a zis, ba poți. Uite-mă că mulți poți. Nu. El m-a întrebat, pur și simplu. Bă, da, totuși poți să ai copii și să ai o relație și să nu fii căsătorit? Eu nu așteptam la întrebarea asta. Nu m-am luat niciodată în considerare posibilitatea asta. Și ai zis, nu cred. Ok.
plecăsem. Adică, nu e normal, n-am auzit așa ceva. Și el mai spune, știi bine, se poate. Nu dacă e probabil sau dacă e normal. Se poate. Cunoști pe cineva sau gândește. Doar dacă e posibil. Și eu m-am gândit mai bine și am zis, eu cred că s-ar putea. Că ar fi posibil. Și peste o zi am vorbit din nou cu el. Și mi-am dat seama că în acel moment când am zis, este posibil, mintea mea s-a deschis. Și mi-am zis, peste puțin, dacă se poate asta, care nu este un lucru foarte întâlnit, de ce nu s-ar putea și căsătoria? Nu știu dacă ne înțelegeți unde vreau să ajung aici. Nu spun că este bună una sau cealaltă. Dar în momentul în care mi-am dat seama că se poate și una și alta, se poate orice de fapt, mi-am dat seama că pot să am orice opțiune, orice posibilitate de a alege. Și vreau să vă zic că ăsta este primul pas. Să vă întrebați dacă se poate. Nu dacă este probabil. Oare se poate? Se poate să avem și una și alta? Atenție! Nu spun că nu trebuie să plătim un anumit preț pentru anumite lucruri pe care le vrem. Acest preț poate să însemne timp, poate să însemne muncă, poate să însemne orice. Spre exemplu, dacă vrem o relație de succes, o relație cu adevărat fericită, trebuie să depunem și noi un anumit efort. Corect? Doar că uneori ne gândim la aceste două lucruri care nu se pot întâmpla simultan. Care sunt oarecum antagoniste din mintea noastră. Iarăși, nu spun că trebuie să avem totul. Pentru că asta ar fi o dorință a orgoliului. Ok, vreau să fie și frumoasă și deșteaptă să aibă 15 milioane de dolari în cont și blondă și să-i placă nu știu ce film. Nu, asta ar fi absurd. Dar poate să aibă doar două lucruri. Sau poate ca relația pe care o construim să aibă aceste două lucruri. Nu neapărat persoana cealaltă. Sau poate ca activitatea noastră pe care o desfășurăm la job sau în afacere să ne aducă și bucurie și bani. Și vreau să vă întreb, ce se întâmplă atunci când spuneți nu pot să am și una și alta? Cum? Da, ne limităm. De fapt, s-ar putea să fie niște oameni foarte, foarte talentați, cu un potențial imens într-un anumit domeniu și în momentul în care spun nu pot să trăiesc din asta și să fiu și fericit, în momentul acela și-au pus singur bariere. Și-au dat singur și armat. Asta este absurd. Că noi singuri ne oprim. Nu ne oprește nimeni, de fapt. Și pe mine m-a mai ajutat ca, după acel prim pas în care mi-am dat seama că se poate, să caut oameni care au reușit. Și una și alta. Un singur, pentru mine, un singur om este suficient pentru a ști că acel lucru este posibil. Și acum aș vrea să facem un simplu exercițiu. Eu o să scriu aici. Nu pot. Și aș vrea să-mi dați cât mai multe exemple și pe care le credeți voi și exemple pe care le-ați auzit la prietenii voștri. Nu pot să am și una și alta. O să încep eu. Spre exemplu, ce credeam eu? Că nu pot să fii și bogat și cinstit. Haideți să ne distrăm un pic cu asta. Ce nu mai putem să facem? Să fii fotbalist, să fii deștept. Fotbalist și deștept. Super. Fotbalist. Deștept. Altcineva, haideți să umplem tabla asta. Gospodina și Fabian Fadal. Mulțumesc. Da? Și
altceva. Femeie de afaceri și mamă. Femeia de afaceri și mamă. Inteligentă și frumoasă. Clasic. Altceva. Mai aveți? Hai să fie ușor. Le auzim în fiecare zi. Ok, o să mai dau eu una. Ce am spus la început și ce mă povestea și prietenul meu? Și m-am spus. O să mai dau una. Bogat și multiliber. Mai e cineva un exemplu? Sărac și fericit. Sărac și fericit, super. Avem toate aceste lucruri în mintea noastră. Nu pot să am și una și alta. Ce facem? Ce facem în acest moment? Imaginați-vă că aveți aceste lucruri scrise în mintea voastră și imaginați-vă că sunt pe o foaie de hârtie. După aceea închipuiți-vă că luați foaia și o totoriți. Și o aruncați. Am încercat și funcționează. Este o tehnică din NLP, din programarea neurolingvistică. În concluzie, vreau să vă spun. Să nu-i lăsați pe ceilalți să vă spună ce nu puteți să faceți. Să nu lăsați media să vă spună ce nu puteți să faceți. Și dacă tot nu ați reușit să găsiți acel exemplu, care a reușit ceea ce puteți voi să faceți și vă îndoiți. Nu poți și alt, nu poți și una și alta. Încercați să vă uitați la acei oameni care s-au născut cu handicapuri majore. Spre exemplu, l-am mai dat ca și exemplu pe Nick Vujicic, s-a născut fără mici, fără picioare și face surfing, călărește, joacă fotbal. Sau Oscar Pistorius. Este un sud-african care s-a născut fără picioare de la genunchi și printre altele joacă rugby și aleargă la maraton. Și gândiți-vă ce ar răspunde ei dacă le spune că nu poți să te naști cu handicap major și să faci sport. Vă mulțumesc!